Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sărbătoare mare în capitala Republicii Fantastice România, patria noastră, deci, adică în București. A început recepția, deci nu s-a făcut, practic a început. Deci nu cred că zice așa, deci așa. A început recepția. Recepția cui? A început recepția terminalului multimodal Park and Ride Cora Pantelimon. Bun. Are un nume de zici că este nobil spaniol, știi? Cu câte 10 nume. Adică acolo este practic parcarea, se află stațiile de transport public, sensurile, cam atât. Adică, dacă te apuci... Bun, astea se tot construiesc de când? Asta e întrebarea. Când m-am apucat să văd subiectul, zic, băi, hai să... De când? Băi, datele s-au pierdut în negura timpului. Informațiile s-au pierdut în negura timpului. Proiectul acesta, despre care la un moment dat existau informații că urma să coste peste 10 milioane de euro fără TVA, trebuia recepționat inițial, țineți-vă bine, în 2014. Deci au trecut 8 ani de când trebuia recepționat prima dată. Știu că sună a pleonasm așa, adică, da. Deci, da, am senzația că e de o viață, are 10 ani emisiunea noastră. Da. Îți dai noi seama? Tot, deci zicem... după ce am început să facem noi emisiunea, la 2 ani după ne pregăteam să... Da, mai vorbim, ne pregăteam să recepționăm, dar el era să deja... Să recepționăm, da, păi asta zic, nu trebuia să fie gata. Da, poate vecinii din Pantelimon au idee, am eu niște prieteni care au... stăteau în Pantelimon. A, uite acum fac legătura. Înspre partea aia, înspre și Cora. S-au mutat de acolo. Și... S-au mutat, au emigrat. Au crescut copii. În Marea Britanie de vreo 12 ani. Și de atunci era șantier. A, mi-aduc aminte, bun, că ne mai vizitam și era șantier pe acolo. Poate că așteaptă să-l termine ca să se întoarcă. Bun. Deci primar, pe vremea când trebuia recepționat prima dată, scuzați-mă că sună ciudat, dar așa e. Deci prima dată trebuia recepționat în 2014, că după aia mai trebuie recepționat de-a lungul anilor, nu s-a întâmplat. Primar era Sorin Oprescu. Ce vremuri, frățuri. Sorinel Puștiu. Da. Dar oare când lor aduce din Grecia? Bronzat. Vine cu mașina, știi, având în vedere că e frică de zboare, da, să zboare, da. Sper că au un pic de respect față de domnul doctor, când o fi să fie și lor aduce, dacă lor aduce, că nu se știe, dar n-ar putea să-l aducă prin Pantelimon? Să, știi, să se bucure, să se bucure și dânsul că s-a făcut parcarea asta după ani de zile de când a anunțat dânsul că o să se inaugureze. Deci, să calculăm cu ajutorul publicației clubferoviar.ro, terminalul Pantelimon s-a construit în mandatele a 5 primari. Sorin Oprescu, Ștefănel Dan Marin, Răzvan Sava, ultimii doi adevărat au fost interimari în perioada în care Oprescu a fost arestat pentru mită, Gabriela Firea și Nicu Șordan. Deci primarii din București, într-adevăr, pot spune despre obiectivele de investiții din orașul acesta pe care îl păstoresc, nu este al meu, nici al vostru și practic nici al nepoților nepoților, e pentru când o fi și când s-o întâmpla. Tot domnul Oprescu a inventat, acum că a venit vorba, na, tot domnul Oprescu a inventat inaugurările de obiective pe câte doi primari odată. Podul Basarab are o plachetă pe care scrie început de Băsescu, terminat de Oprescu. Da. Era un bun. Deci asta este, domnul Nicu Șordan a scris pe Facebook, citez, parcarea are 500 de locuri, precum și un terminal destinat transportului public în comun, autobuze, tramvaie, stații, peroane pentru microbuze și un culoar până la viitoarea stație de metrou. Asta. Terminalul permite accesul facil la liniile urbane și metropolitane de transport în comun, a încheiat domnul Nicu Șordan. Deci multe cuvinte pentru o parcare mare. Deci parcarea are 500 de locuri și stații de autobuz, tramvai, cam asta este. Tragedia e că această parcare, vă dau eu scris acum, da, o să o face metrou, va fi goală și când o fi metrou acolo, probabil o să fie puțin goală. 20 de ani, o să fie ocupată foarte puțin. De 20%. Da, exact. Cum ești? E foarte frumoasă, eu am văzut-o. Intenția e bună și lăudabilă, da, și foarte bine. Dar dacă n-ai metrou acolo, acolo e o linie de tramvai, trebuia să fie aparent tramvai rapid sau ceva, gen cum e 41. Metrou ușor. Noi n-am mai reușit în București, nu s-a mai reușit al doilea tramvai rapid, practic. Da. A rămas 41. Deci întrebă cum a făcut Băsescu tramvaiul la 41. Cu forță. El? Nu, asta e ca aia cu piramidele, știi, n-ai. Da. Nu poți. Aici e un secretul. Tramvai care circulă pe o linie frumos gazonată, că e linie cu gazon cap-coadă, știi? Da. Și sunt niște autobuze care stau în coloană. Pe acolo e permanent coloană, ca peste tot. Și oamenii nu o să lase mașinile acolo. Dar să știi, chiar dacă... că pantelimonezii sunt oameni mândri. Nu lasă ei mașina să meargă cu autobuzul. Păi asta nu e pentru pantelimonezi, e pentru cei care locuiesc în afara orașului, în partea aia, știi? Păi nu mă refer la pantelimonezii din comună, nu la... La asta care vin din afară, în cartier. Ok, am înțeles. Știi?
Dar există o parcare dintre asta supraetajată? La Străulești. La Străulești. Super ok, super bună. Ne-am super goală. De câte reportaje s-au făcut, oamenii lasă grăclaie peste grămadă mașină pe străzi. Nu știu dacă se mai întâmplă. Și acolo poate... e metrou. Păi da, poate că se dau acum amenzi. Bun. Revenind, da, să vedeți că asta este Republica Fantastică, scrie Club Feroviar, să vedeți ce sacrificii s-au făcut pentru proiectul acesta, care e în sudul capitalei. Deci, pentru ascultătorii care nu știu, Pantelimonul e în sudul capitalei, pe drumul vechi spre mare. În 2017 s-au terminat lucrările de la linia de tramvai din Pantelimon. Asta gazonată, de zice Luca. Frumoasă linie. Da, problema era că la capătul de la granitul Pantelimon de acolo nu era buclă de întoarcere. Da. Că n-a fost loc să facă bucla de întoarcere a tramvaielor. Așa că a fost nevoie de tramvaie cu dublă cabină. Deci de-aia care pot, tramvai de la de poate fi condus în ambele capete, se mută vadmanul la capăt de linie. Ajunge, pac, pac, e suveică, nu poate să întoarcă. De unde să fi fost luate tramvaiele cu dublă cabină? Că RATB are puține tramvaie. Și au găsit de pe linia 5 de tramvai. Deci acolo pe linia 5. Din altă parte? Da, le-au luat. Și acum nu mai circulă. Că și pe linia 5 nu mai era buclă. Bucla de la Cocoșatu, așa. Cocoșatu pentru București, adică, asfaltat. Da, e un loc de mici. Acolo bucla e un teren privat. E ceva litigiu și nu mai e unde se facă buclă. Și ca atare, pe linia 5 se foloseau tramvaie cu dublă cabină. Bine, nu mai circulă acolo niciun tramvai, s-a oprit tot. Păi din ce... A devenit parcare. Da, așa este. Acolo s-a terminat și pe linia 5 nu mai circulă tramvaiele 5 pentru că tramvaiele cu dublă cabină au fost mutate la Pantelimon. La Pantelimon. Deci s-a dat drumul la tramvai în sudul capitalei, s-a oprit circulația lor în nordul capitalei. Doamne ferește să fac acum linie de tramvai în altă parte. Da, deci exact. Că să rămână aia fără. Cert este că, practic, nimic nu se pierde, totul se transformă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.